Grigorie care centrează în diagonală. Oprea este din poartă Munteanu și intervine extraordinar. Niculescu șutează. Cornel bătut de Florentin Petre. Claudiu Niculescu, șut bun la colțul scurt. Păi îl vedem pe Mărginean, șutând de la distanță. 0-0 scorul primei pauze, primei reprize, o parte a jocului în care am văzut multe pasiune. Mai doua, Florentin Petre, Tameș, distanță mare de poartă, șutează golul Dinamo pe acest contraatac. Augustin Călin pasează lui Aldea în suprafața de pedeapsă. Șutul apără portarul Munteanu. Grigorie este periculos atunci când are minge la picior, pentru că oameni care au fază pintotată, Vlad Munteanu, gol! Gol pentru Dinamo, înscrie Vlad Munteanu, minutul 21 al părții a doua. Vlad Munteanu și Dinamo conduce cu 1-0. În sferturile de final ale cupei, în derbiul cu Steaua, câștigat de Alb Roșii cu 3, a fost salvatorul oțelului în mai multe rânduri, dar iată pe Claudiu Niculescu într-o poziție bună, șutează foarte bine! Se dezlănțe corner bătut de Vlad Munteanu, lovitura de cap a lui Grigor. Tameș, cercând o lansare în adâncime, ce pasă bună pentru Claudiu Niculescu. Șutul lui Claudiu Niculescu, 2-0! Și galeria lui Dinamo se pregătește de mare fiestă pentru Dinamo.